Bună, dragii mei! Bine v-am găsit la un nou video. Dacă toți suntem în Italia, am zis hai să mergem și la un supermarket să facem mici cumpărături. La restaurant am fost, am mâncat, dar o să vă arăt ce îmi place mie cel mai și cel mai mult să mănânc când mă aflu aici în Italia. Vă spun sincer, am fost și la restaurante mai elegante, mai puțin elegante, de tot felul. Unele mâncăruri au fost bune, altele mai puțin bune, dar preferata mea mâncare, pe care o mănânc aproape de fiecare dată când vin aici în Italia, e de la supermarket. N-o să vă vine să credeți, știu că sună ciudat, dar e adevărat. Așa că haideți cu mine să vă arăt ce anume îmi cumpăr eu de la supermarket. Așa că hai să plecăm de la hotel și mergem la supermarket. Haideți cu mine! Am ieșit din hotel, după cum puteți vedea, și vom merge la un supermarket. Mergem spre un supermarket micuț, dar foarte ca lumea, adică cu de toate. Aldi se numește, cred că toată lumea îl știe. Dar aici, în Italia, chiar au produse bune. Și la un preț bun. Priviți, așa arată taxiurile pe aici. Alb cu negru. Ia priviți ce clădire imensă. Regiune Lombardia. E imensă, nu știu câte etaje are, dar e foarte mare. Tramvaiul. Mai arată așa și orășelul. Ia priviți ce tramvai mic. Foarte drăguț, așa arată, așa antic. Sincer să fiu, Milano e unul dintre orașele în care mi-ar place să trăiesc. Da, e mare, e multicultural, dar nu știu, are ceva ce-mi place. Bine cunoscutele motociclete. E o modă asta, cred că în toată Italia, cu motocicletele. Ne apropiem de magazinaș. Am ajuns. Acesta e magazinul. E Aldi, bănuiesc că toată lumea știe, un supermarket destul de mic, în apropiere de unde m-am cazat eu. Dar important e că găsesc exact ceea ce îmi trebuie mie. Așa că am intrat în supermarket și să vedem ce putem cumpăra. Vezi ce papaia mare. Ne mai uităm pe aici, pe la prețuri. Ardei 3 euro. Roșii, cherry la 2 euro. Da, ce să zic? Cam ca la noi sunt prețurile, nu? În mare. Ne mai uităm pe aici, la tot felul de chestii. Și ne hotărâm exact ce vrem să cumpărăm. O să luăm niște clementine. Am luat clementine. Mai uităm pe aici ce mai găsim. Luăm asta. Ne mai uităm pe aici, prin magazin, tot felul de băuturi, cărnuri și așa mai departe. Ia priviți, aceasta este focaccia, delicioasă focaccia, pe care cu siguranță să-i iau. Focaccia asta și asta. Am luat focaccia. Cum vrem mozzarella, să vedem dacă găsim.
Luăm și acest parizer de pui. Ne uităm după o brânză. Vrem o brânză gen mozzarella. Așa că o să luăm și mozzarella. Și poate o să mai luăm un tip de brânză. Aceasta pe care încă n-am probat-o. E tot un fel de mozzarella de altfel. Așa că o să o probăm. Ne uităm pe aici. Sărățele, grisine, ce mai găsim. Mergem mai departe. Tot felul de chestii interesante în materie de patiserie, aluaturi și așa mai departe, că ele stau foarte bine. Așa că o să ne iau un panetone din ăsta mic. Și acum să vă arăt. Aceștia sunt preferații mei. Să luăm unul din asta. Și salată de mare. Ne uităm la măsline, să vedem ceva măsline bune. Cred că astea nu sunt cam mari. Astea. Într-un final m-am hotărât să iau aceste olive verzi, măsline verzi. Și ne mai uităm dacă găsim ceva de băut. Dacă nu, ne îndreptăm ușor, ușor spre casă. Ca să plătim tot ce am cumpărat. Mergem înainte. Haideți. Ne mai uităm pe aici. Produse de curățat. Eu sunt ok cu prețurile de aici, dat fiind că e Milano, nu e ceva periferie, suntem chiar în centrul orașului, așa că eu zic că prețurile sunt ok. Plătim și revenim. Am ieșit de la cumpărături. O să vă arăt mâncarea mea preferată de aici, de la supermarket. Dar mi-am luat și niște lucruri pentru Elveția. Pentru că în prima zi când ajung acolo, o să ajung târziu, nu o să mai am putere de cumpărături. Și mi-am luat câteva lucruri să le am cu mine. Să nu trebuiască chiar în prima zi când ajung să merg și la cumpărături. Așa că mă declar mulțumită. Și o să vă arăt acasă cum mănânc eu, da? Merg acasă, la hotel. Mergem spre hotel, haideți. Mergem spre hotel. Poate în drum o să mai fac o oprire la un magazin cu specific chinezesc. Să mai luăm ceva de băut. Că n-am luat de băut să car de la magazin până la hotel. Magazinul ăsta chinezesc e lângă hotel, așa că o să luăm de acolo de băut și o să mai luăm ceva interesant. Așa că veniți cu mine. Am ajuns și în magazinul chinezesc despre care vă vorbeam. Aici v-am venit special pentru acești mochi, care sunt super delicioși, dar aici putem găsi tot felul de lucruri interesante, lapte de cocos, condimente, care mai de care. Deci este un magazinaj chiar foarte, foarte interesant. Și în apropierea hotelului, ia priviți, fufu, deci tot felul de chestii, de la chinezi, de la africani, din toate colțurile lumii. Îmi place de fiecare dată să mă mai uit pe aici, să văd ce noutăți mai pot găsi. Sosuri, conserve, au tot felul de nebunii. Deci, chiar merită încercate. O să ne luăm și ceva de băut. Ne luăm această băutură cu cocos, baby cocos. Plătim și ne vedem la hotel. Dragii mei, după cum vedeți, m-am reîntors la hotel. Și bineînțeles, acum vreau să vă arăt cumpărăturile și ce anume mănânc eu. Deci, o să vă arăt prima oară cumpărăturile și apoi vă arăt ce mănânc dintre ce am cumpărat. Am cumpărat această salată de fructe de mare. Sper că se vede. Are 120 de grame și are diferite fructe de mare. Arată foarte bine în sos. Și e foarte gustoasă pentru că am mai mâncat, deci nu vorbesc în necunoștință de cauză, da? Am luat aceste măsline, măsline verzi, foarte, foarte bune și astea, 85 de grame. Am luat o mozzarella, am luat aceste
surimi în sos, preferatele mele, sunt foarte, foarte delicioase. Priviți cât de bine arată. Am luat această brânză pe care n-am mai probat-o, de ce să vă mint, niciodată. Și sper să fie bună. Acum o vedea. Așa arată. Asta am luat-o ca să o duc cu mine în Elveția. Am luat o șuncă de pui. Ce am mai luat? Mandarinuțe. Nu, clementine, mă scuzați. Tot timpul le confund. Deci clementine, nu mandarine. Am luat o ciocolată din asta cu alune. Cu alune mari. Am luat destule lucruri. Am luat focaccia. Focaccia pe care eu o ador. Cea mai bună focaccia. O găsit aici în Italia. Am luat panetone. Toată lumea cunoaște panetone. Și cam atât am luat de la supermarket și am plătit undeva la 18 euro. Eu zic că e ok. Și de la magazinul chinezesc am luat această băutură cu cocos. Dar un fel de baby cocos. Foarte, foarte interesantă. N-am băut niciodată. Scurioasă. Și am luat acest mochi cu susan. Am mai mâncat mochi, dar cu ceai verde. De data asta am luat cu susan. Să vedem cum e. Așa că o să le degustăm și pe acestea. Și ce-am mai luat? Atât. O sticlă de apă normală. Cam astea au fost cumpărăturile mele. Eu sper că v-a plăcut. Și acum o să vă arăt ce mănânc. Și acum, dragii mei, o să vă arăt cea mai tare combinație. Nici la restaurant nu mănânc așa de bine ca ce vă arăt eu acum. Focaccia. Priviți cât de moale, cât de pufoasă e, are și puțin cașcaval deasupra, deci e wow. Deci focaccia, da? Cu mozzarella, asta o luăm la final. Luăm puțin surimi. Priviți așa. Deci. Surimi. Focaccia. Mozzarella. Și măslinia, bineînțeles. Nu vreau să vă fac poftă. Dar credeți-mă. E cea mai bună combinație. Nu există ceva mai bun. Focaccia. Asta moale. Cu surimi ăștia. Delicios, priviți cât de bine arată. Măsline. Și mozzarella. Un deliciu. Așa că asta o să mănânc eu seara asta. Nu mai e nevoie de restaurant. E preferata mea mâncare din Italia. Și o să beau această băutură de cocos pe care o să deschid cu voi să vedem cum e. Am deschis băutura de cocos. E transparentă, n-are nicio culoare. Și are gust de cocos. Gust foarte puternic de cocos, dar nu grețos, deci nu uns. E foarte bună. Deci, cam asta ar fi. Vă mulțumesc din suflet că mi-ați fost alături. Nu uitați de like, de subscribe. Sper că v-au plăcut cumpărăturile. Aștept cu nerăbdare părerile dumneavoastră în comentarii. Eu vă pup, vă las, vă doresc o seară minunată și vă spun la revedere! Pa, pa!